În semn de recunoaștere a meritelor veteranilor de război pentru apărarea independenței, a suveranității și integrității teritoriale a României, în anul 2007, guvernul a hotărât ca Ziua Veteranilor de Război să fie marcată anual pe 29 aprilie. Anul acesta, manifestările dedicate acestei zile au avut loc la Călăraș în avans, pe 24 aprilie, la Monumentul Eroilor de la intersecția Bălan, unde a fost organizată o ceremonie religioasă, urmată și de o depunere de coroane de flori. Detașament Valuneț, detașament drept, pentru onor înainte, prezentați, an! Garda de onoare și detașamentul constituite cu ocazia Zilei Veteranilor de Război sunt gata pentru începerea ceremonialului. Sunt locțuitorul comandantului garnizoanei, locotenent colonel Iacov. Ziua. Domnule prefect, domnule președinte a Consiliului Județean, domnule primar, stimați invitați, onorată asistență, bine ați venit la ceremonialul organizat cu prilejul Zilei Veteranilor de Război. Ceremonialul începe cu intonarea imnului național al României. Vă invit să acordăm respectul cuvenit imnului de stat. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru odihna sufletelor, adormiților robilor Dumnezeu, eroi români căzuți pe toate câmpurile de luptă, pentru apărarea libertății, demnității și a dreptei credințe a neamului strămoșesc, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, sufletelor adormiților robilor tăi, eroi ai neamului românesc, căzuți pe toate câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, șlefă lor, Doamne, veșnică pomenire! Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire.
Să vă mulțumim pentru participare.